Administrație locală joi, 31 martie 2022, ora 9:27. Hot News RO. Compania Municipală Termoenergetica București anunță, joi, încheierea sezonului de încălzire 2021-2022, având în vedere evoluția temperaturilor exterioare din ultima perioadă, notează Agerpres. Calorifer rece Hot News. Astfel, începând cu data de 31 martie 2022, sunt inițiate procedurile de oprire a furnizării energiei termice pentru încălzire către consumatorii racordați la sistemul centralizat de termoficare din municipiul București. Oprirea agentului termic pentru căldură este făcută progresiv, prin reducerea temperaturii de livrare și prin închiderea instalațiilor către consumatori, efectele fiind resimțite pe tot parcursul următoarelor 72 de ore. Măsura este luată în conformitate cu prevederile articolului nr. 117 din Regulamentul pentru furnizarea și utilizarea energiei termice, modificat prin HC 337/2018, care precizează că oprirea încălzirii se face după 3 zile consecutive în care temperatura medie a aerului exterior depășește 10 grade Celsius între orele 20:00-06:00.